Astăzi este sâmbătă, 18 august 2012 și mă aflu în municipiul Câmpina, din județul Prahova, la sediul Clubului Sportiv Columbofil Dove. Stau de vorbă cu unul dintre veteranii acestui club, un crescător foarte serios și pasionat, este vorba despre domnul Petricianu Laurențiu. Vă salut, domnul Laurențiu, ce faceți? Cu respect, să trăiți. Ce să facem? La îmbarcarea puilor. E prima etapă de concurs, mine? Da, prima etapă de concurs în localitatea Drajna. Avem în jur de 150 de kilometri distanță. Sperăm, ca întotdeauna la fiecare început de sezon, speranțele sunt mari. Sperăm să ajungem în față, să ajungem printre primii. Sunteți un zburător cu pui? Ce importanță le acordați zborurilor de toamnă? Da, să poate spune și așa, sunt un zburător care îmi place să pregătesc pui de la bun început, fiindcă de mic și arată calitățile. Da, am acord un timp destul de mult acum a puilor, deoarece am terminat sezonul cu maturii. În jur de 3-4 ore pe zi, cred că este nevoie pentru pui, sunt needucați, sunt începători și ei. Exact. Și trebuie să-i ajutăm să înceapă să facă cel puțin cât fac și părinții lor. Vă ajută familia, domnul Laurențiu? Da, în privința aceasta am un mare ajutor din partea părinților mei, care în timpul cât eu sunt la servici sau plecat din localitate, l-am pe tata, inclusiv și pe mama mea, care ei sunt stâlpii mei de susținere în acest sport, mă ajută. Nu prea știe ei ce și cum, dar cu scris pe hârtie face totul ca la carte. Îndeplinesc. Pasiunea asta columbofilă moșteniți de la tata cumva? Nu. Pasiunea columbofilă pentru tata sunt decât niște păsări deștepte și atât. Pasiunea columbofilă o moștenesc de la un vecin, răposatul vecin al meu, Baicu Octavian, care mi-a insuflat-o, a fost un mare crescător și de la el și am o mare parte, am avut în prima fază o mare parte din porumbei care, să zic așa, m-au consacrat pe mine și m-au făcut să îndrăgesc și mai mult când au apărut primele rezultate. La nivelul clubului, la început, am avut câteva locuri de locul 1, locul 2, locul 3, cum sunt așa, deoarece da, locurile de la 4 în jos nu se premiază. Și de la el am această pasiune care mi-a insuflat-o. Aveți categorii preferate de zbor, domnul Laurențiu? Da, categoriile preferate la început au fost viteza și demifondul, cum este normal, dar acum, pe timp ce a trecut, îmi place să cred că mă numesc între cei de fond. Am înțeles că anii trecuți ați obținut chiar un rezultat bun, nu? La fond, da, dacă nu greșesc. Da, am avut în anul 2011 locul 2 în expoziția națională. La UCPR? Da, la UCPR, cu o porumbiță, fond palmares pe 3 ani. Din păcate, aceasta a dispărut, dar astea sunt condițiile zborului. Vă zburați porumbei la văduvie sau la natural? Nu, zbor numai natural, deoarece timpul nu-mi permite să zbor această categorie de văduvie, această formă de zbor, văduvia. Implică foarte mult timp. Da. Și promptitudine, în primul rând. În obținerea unor performanțe columbofile de vârf, la nivel de club sau la nivel național, considerați că un crescător are nevoie și de puțin noroc sau e tot suficient să ai porumbei buni și să le asiguri o pregătire? În primul rând îți trebuie porumbei de valoare ca să poți să faci performanță. Da, într-adevăr și norocul este undeva te ajută, acolo, nu? Sus. Să ai puțin noroc, să vină porumbelul, să vină sănătos ca să poți să-l angajezi. Că degeaba vine porumbelul odată și vine bușit sau accidentat. Da, putem spune și noroc, dar valoarea porumbeilor trebuie să existe. Nu mai este cum era înainte, ani de zile, când zburam undeva pe la satul mare și veneau după câteva ore și ziceam, vai, am porumbel, zbura satul mare. Nu, acum porumbeii trebuie să fie foarte bine educați și pregătiți cu clasări, cu norme, cu punctaje și mici. Valoarea, exact. Acum, valoarea este valoare, cum se spune. Am văzut că ați venit și cu un băiețel aici la îmbarcare, da, băiețelul dumneavoastră? Da, din păcate nu este acum lângă mine, dar este fiul meu. Îi plac porumbei? Este un foarte pasionat, el a început de la vârsta fragedă, nu ca mine, foarte mare pasionat de porumbei. Și îl susțineți, domnul Laurențiu? Susțin, normal că îl susțin, îl susțin și peste un an, doi o să-mi fie de foarte mare ajutor, sper. Bănuiesc că o să-l înscrieți și la club, nu? O să zboare, da, și el porumbei pe numele lui? Să zburăm în tandem. Așa mi-am propus de la anul, din primăvară, să facem un tandem.
eu și fiul meu ca să... Ce vârstă are acum? Acum are 9 ani. O, să vă trăiască. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Laurențiu, pentru amabilitatea acordării acestui scurt interviu. Mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi. O să mai trec. Și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. Cu stimă, toate cele bune. Să trăiți.